Ei, da, salutare și bun găsit aici alături de Stil FM și una dintre cele mai interesante emisiuni de DX din România. Ne-ai da alături de noi, am pregătit de data aceasta un, să zic, ascultător și un DX-er care ne-a povestit de foarte multe ori de vremurile de odinioară ale recepției TV din Timișoara, dar mai ales acele recepționate în banda FM. Salutare din nou! Salutare! Mă bucur că vă aud. Spune-mi și mie, în primul și în primul rând, pentru început, prima întrebare cu care o spun exact din cadrul de XFM România. Cum merge DX-ul în zona periferică a Timișoarei? DX în zona asta, dacă ești afară din oraș, unde nu mai e bruiaje și toate zgomotele din oraș, începe să simte îmbunătățiri foarte bune. Intră sârbii, ungurii, cum te apropii de oraș, să intri, cum le-ai pierdut pe toate, că e cam zgomotul mare, plus posturi locale care sunt multe ca Europa FM, Actualități Cultural, Pro FM, fostul Info Pro, cu lucrătoare de mare putere. Da, am înțeles. Deci tu vrei să spui că cele de pe Urseni au probleme cu problemele de intermodulație și nu numai. Bun, întrebarea a doua și cea mai interesantă întrebare, care ar fi distanța cea mai mare sau ce poți de la distanță ai recepționat, mă refer pe baza reflexiilor scatter de troposferă și nu cele de sporadic? Postul care am recepționat a fost din Austria, mi-au intrat puțin Cehia, dar este numai scatter, nu este o constant, ca să poți să stai cum bine, intră... Da. Am înțeles, de recepții mai exotice, așa, ai avut ceva de prin sud, sud-est? Din sud, numai alea, dacă ar fi emițătoarele alea de la 94 cu 5, alea de sârbi, care sunt mai din sud acolo, care se aud și pe la București, dar restul astea nu intră, pentru că sunt multe posturi locale și de împrejurimi, cu semenicul da, care... Da, da. Dar pe scatter multipat, ai avut vreodată ceva? Că mă interesează și așa ceva, pentru că scatter multipat indică tot timpul distanțele foarte mari și peste țări și mări și așa mai departe. Deci am prins din partea de sud, pe GRT, pe 93,1, cu polarizare mixtă, care se pare că merge și pe orizontal și pe vertical. Vine. Dar a fost foarte rar, că nu l-am auzit. Că, ținând cont că aici am și posturi puternice, am pe 93 cu 3 am Bana Clincu, care l-a mutat mai nou în Timișoara și are putere mare și care urlă, deci am avut recepțiile astea critice în condiții grele. Dar tu ai observat vreodată vreo asociere între ce fac eu în câmpie și DX-ul care îl faci tu lângă Timișoara? Da, în câmpie se pare că nu ai atâta zgomot și ai reflexii mai bune, ținte, poate vârfurile muntelui te ajută mult, ca și o oglindă în jos, să zic, pe reflex. Aici la mine este o zonă de câmpie și am Carpații Occidentale, în zonă care izolează oarecum de partea dinspre Severin încolo. Am înțeles. Ideea mea este în felul următor. Dacă tot a început ciclul solar 24, care a adus deja câteva dintre chiflele cele mai mari, cu Polonia recepționată în Franța, Franța s-a recepționat în Germania, în Polonia, în Cehia și, bineînțeles, peste Austria, ce ai recepționat tu, de exemplu, în acest moment când ai fost în periferia Timișoarei? Pentru că tu, cu gura ta, ai spus într-un forum despre o recepție exotică. Despre ce a fost vorba? Postul care l-am recepționat mai depărtat, adică așa, a fost Rai 3 din Italia, pe 93,1, polarizare orizontală, luat în dimineață, în orele dimineții, când a început să răsară soarele și nu a fost luat în Timișoara pentru că e zgomotul prea mare din Gimbolia, în apropiere de sârbi. Am înțeles, deci pe direcția exactă a lui peste, să zic așa, Sârbii, deci peste Serbia, peste Croația și, bineînțeles, reflexia cea mai bună peste mare. A ajutat și marea foarte mult. Da, exact, asta m-a ajutat mult. Aici, în Timișoara, era zgomotul mare și chiar nu ai șanse să recepționezi. Timp modulatoare care le poartă toți prin mașină și te trezești cu un modulator. Tipicul de oraș.
Asta, da, în primul rând, tipicul de oraș. Bun, vreau să te mai întreb ceva referitor de mixaje sau propagările acestea care se produc și produc mixaje și distrug localul. Propagările troposferice, că nu de ionosferă vorbim în acest moment. Povestește și mie posturile de radio care sunt cel mai ades victima la o distanță de 10-15 km de emițător contra propagărilor care vin de pe DX. Avem câteva posturi locale aici slabe, care întotdeauna au fost slabe, nu de alea de București, care sunt, dacă ești afară de 10-15 km și e o propagare de asta cu tubi sau cu altceva, imediat nu se mai aude, ea s-a stupat. Am înțeles. Povestește și mie o propagare turcească, deci o propagare turcească care la noi se aude foarte bine. Semnal cu 54-56 de decibeli prin zona noastră de București. La tine acolo, cam pe vârfuri, ce ar putea să se audă? Ce ar putea să audă din toată propagarea aceasta? Din toată propagarea asta, dacă vine cu un nivel de 10 decibel, 15 peste zgomotul ăla, e lucru mare. Ținând cont că avem multe mixaje aici, se mixează posturile între ele. Că pe Continental, care e cea mai înaltă clădire din Timișoara, unde e hotelul, este pus Europa FM și Radio 21. Da. Și de aceeași stâlp. Și alea rup acolo. Am înțeles. 2 km am de vedere directă că la ele. Exact, pentru că e perioada, perimetru special unde zgomotul și, să zic, spletele sunt ca la ele acasă. Bun, povestește-mi din 2009, când ai făcut tu norocul acela de pe lângă Sârbi, din zona de pe lângă Sârbi, care mi-ai povestit-o mie anterior și acum se audă toată lumea, cum a fost cu propagarea turcească și fenomenul acela de propagare turcească când ai prins porțiuni mici de bandă cu semnale turcești. Într-o vară din 2009, citind pe forumul de acolo cu Cvartășul, scria despre tradițiile turcești, că intrau foarte puternic în zona Bucureștiului. Eu m-am recepționat, ascultând pe 90,2 un post sărbesc, dintr-o dată am recepționat niște turci care acolo se mixau cu ăla și mi-am dat seama că e turcească după limba care este. Când trecut mă uitam pe emisiune turcești de pe satelit. Așa. După aia am avut pe 93,1. Am prins iară un post turcesc, atunci că am scanat toată bandă să văd. Și venea în vală, ba, intra, ba, dispărea, așa cum era o reflexie de-asta multipat la mare distanță. Că după 93,1, mergând pe toată banda, scanind acolo, la 108, mare mi-a fost mirare când am auzit iară turci cu Coranul, exact în capătul benzii, unde nu fac acolo, nu ține nimica, de obicei. Da, ai prins Istanbulul, după cum îmi spui mie, îmi pare foarte bine că dau noroc iarăși de Istanbul și prin Timișoara. Adică ai prins exact NTV Sport Radio 87,7 blocând ăsta de pe Deliovan, de unde este el. Ce mai aveam pe acolo? 90,2 ai spus tu, Turcu Văz. 93,1, exact fără frică, poți să spui TGRT pentru că tot el este, tot ăla care l-ai prins tu cu polarizarea mixtă. Iar răsutul cu zero e Dolunay Radio, luna plină, așa se numește, Dolunay Radio. Ăla emite tot de pe Istanbul. Deci tu ai prins Istanbulul propriu zis, ai încercat să schițezi un copy-paste de Istanbul exact când avem noi intensitate mare. Deci îți mai amintești exact câți decibeli scriam eu pe forum că avea la noi în București, ca să ne dăm așa și un seama așa cam ce ar fi fost în București comparat cu ce aveai tu acolo. De la 50-56 decibeli, deci o transmisie destul de puternică, ca să nu zic aproape locală. Da, deci când era propagarea cu efectul de, să zic așa, mediu spre local, tu acolo aveai semnal, să zic așa, un pic peste pragul de zgomot al benzii, ceva de genul, cât să zicem, 25-24 de decibeli, ceva de genul. Sau cum? Cum ai vedea-o tu că ar fi fost la tine? A fost puțin peste zgomotul benzii. Zgomotul benzii, în general, nu e așa mare cum credeam, depinde acum și de intervalul orare și ce au ăștia prin priză. Mulți au tot fel de încărcătoare de astea care împluiază, au zgomot în bandă, se aud. Dar atunci s-a nimerit să fie într-o dimineață cu zgomot mai mic. Și a fost puțin peste, deci inteligibil. În stereo nu puteai să asculti că era zgomotul prea mare de la stereo, în mono mergea. Mm-hmm.
Am înțeles ideea. Este foarte bine că ai punctat exact ceea ce vroiam să auzim cu toți. Acum, povestește-ne cum stătea treaba pe vremuri cu canalul 2-4, bineînțeles, canal tipic și televizorul al negru. Povestește-ne imaginea aceea frumoasă când, prin 2000, pe atunci, când mai montai televizorul al negru cu antena de pe casă, de pe vremuri, de pe bloc, de fapt, nu de pe casă, de pe antena colectivă, povestește-ne și nouă cum era treaba cu recepționarea canalului acela de pe, cât era, mă, de pe 55-25 de la italieni. Sau ce prindeai tu, că tu ai povestit toată despre o recepție de-asta, mai șucar, așa, undeva prin 2000. Povestește-ne să audă toți oamenii, toată suflarea, cum stă treaba și în ce timp a pornit așa ceva. Da, ținând cont de amintirile când a fost explozia solară masivă în 2000, când se prindeau multe posturi de la mare depărtare, inclusiv de Spania, am prins dimineața în vara acelui an pe canalul E3, jos acolo, foarte jos, o transmisie de la postul Rai, care a fost constantă de la 5 până chiar la 7 dimineața, venea constant. Mai târziu a trebuit să plec și n-am putut să mai urmăresc, dar a fost foarte frumos să vezi o transmisie așa de depărtată în condiții așa de bune. Deci fenomenul de propagare extremă al anului 2000. Povestește-mi și mie, pentru că aici este o enigmă foarte mare. Ce model de multipat a fost și cam prin câte țări se putea auzi așa ceva? Pentru că sunt foarte multe povestiri care spun că, nu știu, parcă Spania era spre Austria, parcă spre Italia și așa mai departe. Tu mai știi și altceva? Îți mai aduci aminte ce se povestea, ce spuneau și radioamatorii și ce se auzea prin radiocluburi? Atunci, fiind utilizând intens o stație în 27 de MHz, puteam face de aici din Timișoara legături cu Suru și chiar și cu Focșani. Chiar auzeam comenzile de taxi din Focșani până aici și invers. Deci a fost o distanță foarte mare, cu 4 W cât aveam pe stație. Da, da, da. Clar. Deci a fost ca o oglindă, cum ar fi o oglindă pus în cer și aia făcea unghiurile de la Timișoara la capătul țării sau, și se tot muta, tot așa auzeam Focșani, după aia trecea la Ruși acolo, deci se tot muta, nu era constantă. Plus transmisiile astea de TV, iară veneau și posturi de radio foarte multe din Germania, din UK, Franța, în FM. Da, adică sporadic. Bun, povestește-mi și mie țările, exact partea importantă care nu mi-ai spus-o în anterior, prin ce țări trecea propagarea multipat atunci, în momentul când ai prins tu Rai 1 pe 3? Asta mă interesează, prin ce țări? Pentru că e imposibil să nu spună cineva, să nu afirme cineva așa ceva. Păi ca să ajungă la mine Rai 1, ținând cont că Italia este acolo jos, trebuia să treacă prin Croația, prin Serbia și să ajungă aici la Timișoara. Deci avea aproape 2000 de kilometri de trecut. Mă, haide să nu exagerăm. Nu sunt 2000, dar 1500 de kilometri tot sunt până acolo. Ideea mea este în felul următor. Dacă tot a venit vorba despre apetitul acesta de propagare multipat, povestește-mi și mie cum a fost, cum s-a produs între țări și luminează-mă așa, mai detaliat, cam despre ce a fost vorba. În dimineața aceea, când s-a prins Rai 1, țin minte că cei de la Radio Club au spus că propagările s-au prindat pe estul Spaniei, spre Italia. Din Spania spre Franța și Austria, deci toată partea aia de țări de acolo care e asta. S-au mai auzit și francezii spre croați și italieni, în partea aia și dinspre noi. Așa s-a propagat Rai 1 spre Timișoara și spre România, de altfel că s-a auzit chiar și până în Calafat. Am înțeles, deci o distanță foarte mare, deci că ne gândim că aproape 2000 de kilometri a parcurs pe troposfera aceea, din stratul superior al ei aceste reflexii, deci o confirmare foarte bună și binevenită. Dar mai am o întrebare la tine. Întrebarea mea care este legată de partea de est, nord-est a țării, cam pe acolo, dacă îți mai amintești, s-au mai întâmplat să fie recepții exotice, recepții de la distanță,
ceva, Ucraina, Turcie. Da, deci știu că s-a tot în aceeași perioadă și s-a mai prins chiar într-o dimineață în estul României, s-a prins tot pe multipat, ceva urme de ruși și pe televizor și la FM. În FM, că rușii ținând cont că sunt mai mult în banda de jos. În banda est. În banda est. Și în banda de radioamator, iară s-a auzit multe de X-uri de la mare depărtare. Bun, din partea aceea de... Bun, George s-a auzit? Îți mai aduce aminte vreo confirmare de George ceva? George a puțin, foarte puțin, atunci. Deci, așa în mare, cam care țări au participat pe estul României? Au participat Ucraina, Rusia, Georgia și Turcia. Da, deci asta țările care spre nord. Ucraina, Rusia mai puțin, că fiind la mare depărtare, mai venea, dar sporadic. În rest asta, Georgia și asta venea intens. Și nu, mă refer Rusia de la nivelul Mării Negre, Sochi și tâc, acelea pe prinse la peste nivel... mare, pe direct, pe tropă. Tot în perioada aia, peste două luni, ca prin iulie, august, nu mai știu exact, am fost la mare și din obișnuință cu stația, am luat stația cu mine în 27 și auzeam pe malul mării, prin dam cu stația în mână și auzeam turci, foarte mulți turci. Da. Acolo. Bun. Și am înțeles. Bine, îți mulțumesc foarte mult pentru aceste confirmări și bineînțeles că ai fost alături de DXFM România și emisiunea de DX-uri. Pentru final, ce ai rugat tu DX-erii să facă pentru acest final de DX analog pe TV și bineînțeles pentru DX-urile cele mai bune pentru digital și HD radio? Ținem cont că trecem la epoca digitală, sensul plin al cuvântului, DX-erii ar trebui să-și achiziționeze aparate digitale, dar să folosească partea foarte sensibilă de intrare de la vechile aparate, eventual aparate acordate pentru aia, ca să poată să facă DX digital din partea asta. Am înțeles. Vor fi atunci vor fi doar pentru local, știi, nimic altceva. Bun. Și bineînțeles, pe final de emisiune, mai vreau să spun o chestie care ai confirmat-o tu pe forum, că ne aștept cu brațele deschise în Timișoara și pe lângă Timișoara ne-ai făcut de X-ul. Unde ne inviți pe fiecare? Tu, de X, dacă vreți de X, bun, să auziți și chiar și după Unguri acolo, cehii, la Jimbore, este un oraș liniștit, micuț, și acolo la 30 de km de Timișoara, dar chiar are, se aud sârbi mulți, și unguri și tot, exact la limita între cele două țări. Bine, îți mulțumesc foarte mult că ai fost alături de mine și numai bine. Audiție plăcută în continuare pe Stil FM 88,1 MHz și bineînțeles, îți mulțumesc că ai participat la această emisiune. Te vei auzi cu mare plăcere. Ce, vă mulțumesc și vă doresc viață lungă la Stil FM. Mulțumim.